Am venit cu plângere, cu disc, la parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 6 și mi-au zis să depun pachetul aici. Adică nu-mi dă nicio copie, nicio dovadă că am înregistrat-o. De ce? O să o bag ca să se vadă. Tot cu disc, cu fapta celor doi, probabil soți, Teodorescu și companionul lor, de care nu se tem că ar fi purtător asimptomatic de COVID, și stăteau cu el în mașină fără mască de protecție, care, ați văzut, m-au agresat pe 2 iulie, când i-am întrebat de ce stau cu girofarul pornit, de ce nu poartă mască. M-au agresat verbal și fizic, m-au amenințat. Iar a doua zi, femeia Teodorescu Mariana mi-a și întocmit proces verbal de contravenție, căci că aș fi tulburat liniștea. Niciun cetățean nu s-a plâns că le-aș fi tulburat liniștea și oricum încă nu era ora 10, deci puteam să mă exprim, mai ales că ei mi încălcau drepturi fundamentale, mă agresau, mi încălcau libertate de exprimare, dreptul la libertate, m-au și reținut o vreme. Ne-au trimis amendă de 600 de lei, o contest, dar am fost azi la judecătorie și mi-au zis că aia, fără programare, nu pot să vii. Și așa că am sunat, m-am programat și o să revin mâine la 10:30. Mi-a luat cam toată ziua, azi, numai ca să distribui, să merg la taxe și impozite, să plătesc taxa de 20 de lei fără de care nu te primesc la judecătorie. După aceea am fost la primărie și la poliția locală și am înregistrat plângere disciplinară. La judecătorie am zis că m-au amânat pe mâine și iată, la Ministerul Public, parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 6, nici măcar nu m-au primit, nu m-au audiat, mi-au zis bagă în cutie. Și am băgat. Dar iată că într-o zi nu poți să rezolvi o astfel de problemă. Îți dai seama cât energie, cât timp îți consumă astfel de activism? Nu mai spun că cele mai multe amenzi până acum a trebuit să le plătesc, să mai fac o grămadă de cheltuieli ca să trimit plângeri la CEDO, parchetele, de câte ori m-am plâns, ca și ăsta, de câte ori m-am plâns pentru abuzuri ale polițiștilor de la rutieră sau jandarmi, m-au pus și să plătesc cheltuieli de judecată, ca să vedeți cât de nedreaptă e justiția românească. Dar iată, pregătesc a treia plângere la CEDO și România de grabă va fi bună de plată pentru încălcarea drepturilor fundamentale. Deocamdată, iată, vă filmez așa ceva, pentru că sunt rău.